Leșuri de animale, molozi, buruieni care au crescut necontrolat și sute de pungi cu deșeuri menajere au zăcut ani de zile în partea din spate a curții fostului teatru de vară. Pentru locuitorii cartierului, acest loc a devenit un focar de infecție, în special pe timpul verii când mirosul pestilențial se simțea de la 10 de metri depărtare. Prin această zonă a trecut însă recent și omul de afaceri Nicolae Florian, care nu a putut lăsa lucrurile așa și le-a promis oamenilor că locul va fi curățat. Să intrăm cu băieții noștri să facem puțină curățenie aici. Zilele astea, nu mâine, da? O să venim să facem curățenie aici, în zona asta, cât de curând. Promisiunea lui Nicolae Florian s-a transformat în fapte, așa că de dimineață un buldo-escavator, un camion și mai mulți voluntari ai societății Nova Force au dat curții fostului teatru de vară un nou aspect, spre satisfacția giurgiuvenilor din acest cartier. A luat o inițiativă nemaipomenită de bună, pentru că aici știți ce era? O nenorocire, un focar. Eu când am început campania dânsului, chiar am stat de vorbă și era aici, ce să vă spun, pomi, ce să mai, o nenorocire. Și dânsul a promis că începe curățenia și într-adevăr s-a ținut de cuvânt. Deci merită să fie un deputat de Giurgiu, să aibă și giurgiuvenii un om care într-adevăr să se ocupe de curățenie. De când și... nu s-a mai făcut curat aici? Aoleu, păi aici nu s-a făcut curățenie, cred că de cel puțin 10-12 ani de zile. Deci eu n-am văzut aici, de când sunt eu, n-am văzut să vină cineva să facă o curățenie. Nu, deci nu. Păcat că aici, uitați, au fost plase peste tot, era gardul închis, era... o nenorocire. Deci inițiativa dânsului este de lăudat. E o treabă bună, că era un focar de infecție aici, să știți. Era focar de infecție pentru toată lumea. Nu mai vorbesc de ăștia de cartier acea, haide, mama lor, vara, era pericol. E, și s-a făcut mizerie și și-a permis și tineretul ăsta, cum e el așa năstrușnic. Vă dați seama că a văzut că e mizerie, a început și a ieșit mai rău. Și i-a dat tonul, cum s-ar spune. Deci, cu alte cuvinte, era focar de distrugere. A făcut o treabă nemaipomenită, indiferent cine, că domnul Florian, e drept că e foarte gospodar. Cred că 20 de ani de zile are de când nu s-a făcut nimic. De când a cumpărat acolo, cine a cumpărat, patriarhia sau biserica, nu știu cine, acolo s-a amenajat. A venit domnul Floricel, a contribuit cu bani și s-a ridicat biserica, a doua biserică. Prima dată s-a adus bisericuța aia mică. Toți ne uitam la ea și după ce bisericuță va și așa. Dar până la urmă a născut una mare. Și acum face curat aici. Acum face curat aici, dar să vedem ce se va mai întâmpla aici. Pentru că nu știm nimic. Chiar dacă toate gunoaiele au fost îndepărtate, rămâne la latitudinea autorităților locale să decidă ce vor face cu acest teren. Sunt giurgiuveni care au rămas nostalgici vremurilor în care mergeau la spectacole în grădina de vară, însă sunt alții care vor o grădiniță sau orice altceva poate fi de folos comunității.